Doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție Europa Cristiana. Acum, în septembrie 2021, se împlinesc 500 de ani de la moartea uneia dintre cele mai interesante figuri din vremea medievală din țara românească. Domnul muntean Neagoe Basarabie, el a fost de altfel și canonizat. M-am gândit că e foarte important să vorbim în această zi și în acest context, în acest sfârșit de septembrie, despre Neagoe Basarab. Pentru că, într-un fel, acțiunea lui deopotrivă politică, să spun de ctitor, dar și gândirea lui pe care, slavă Domnului, avem, pentru care, slavă Domnului, avem destule izvoare, este una care vine cumva în ecoul preocupărilor emisiunii noastre Europa Cristiana. Neagoe Basarab a fost fără îndoială unul dintre cei mai importanți domnitori creștini ai României, dar în același timp a fost un om cu o anvergură europeană sau măcar cu o deschidere europeană. O să vedeți, un personaj exotic pentru mulți și când am spus exotic, l-am citat pe invitatul nostru de astăzi. Ca întotdeauna, ca să vorbim despre subiectul emisiunii noastre, am în studio pe cel mai bun specialist în materie. Se află alături de noi domnul Mihai Grigore, istoric al religiilor, cercetător la Institutul Leibniz din Mainz. Bine ați venit, domnule Grigore, la Europa Cristiană. Bine v-am găsit. Bună seara telespectatorilor și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. De altfel, trebuie să încep, aș vrea să încep prezentând o carte. Este o carte în limba engleză scrisă de domnul Mihai Grigore. Se cheamă, cum vedeți, Neagoe Basarab Princeps Christianus. De fapt, e despre semantica cuvântului Christianitas într-un studiu comparativ Erasmus, Luther, Machiavelli și, bineînțeles, Neagoe Basarab. Ați scris această carte, mi-a spus, întâi în germană. Adevărat. Acum asta e varianta engleză. Întâi vreau să mă lămuriți un pic. Dumneavoastră ați plecat din România cu această temă și v-ați dus la nemți cu ea. Că vorbesc că nemții n-au ei un interes genuin în Neagoe Basarab sau au? Nemții nu au. Ca să respectăm istoricul, eu am plecat în Germania în anul 2001 cu o temă pur de istorie bisericească medievală vestică, fiind tema mea de doctorat. Iar cartea despre Neagoe Basarab a fost ceea ce la nemți se numește habilitațion, deci teza de abilitare. O temă pe care am dezvoltat-o ulterior disertației de doctorat, dar venind în urma unor discuții foarte intense cu coordonatorul meu de doctorat din Erlangen, Bernd Hamm, un profesor de istorie al reformei luterane, și din discuțiile cu dumnealui s-au cristalizat niște puncte de întrepătrundere între gândirea neagoiană și, de exemplu, a lui Martin Luther, dar și a lui Erasmus de Rotterdam. Și din aceste discuții foarte inspiratoare, inspirative, s-a născut ideea acestei cărți. Este interesant ce îmi spuneți, pentru că, într-adevăr, Neagoe Basarab, în general, dacă citim rapid așa despre el, e pus într-un fel de, nu vreau să spun corespondență, dar în orice caz, într-un cadru, într-un același cadru cu Machiavelli, pentru că amândoi au scris două lucrări, Neagoe Basarab, sigur cunoscuta învățăturile lui Neagoe pentru fiul său Teodosie, dar și pentru domnii care vor veni. Mie îmi place asta cu și pentru domnii care vor veni, se uită adesea. Și sigur Machiavelli, Principele, și par a fi cărți măcar cu aceeași substanță, dar dumneavoastră îl plasați, de fapt, iată, pe Neagoe, înțeleg, într-un context deopotrivă, cum să spun, cumva umanist, iluminist cu Erasmus și în același timp protestant cu Luther. Da, am încercat să deschid perspectiva. Nu vreau să-mi asum idei care nu mi-aparțin. Ideea comparării lui Neagoe Basarab cu Machiavelli, cu Il Principe, vine de fapt de la Dan Zanfirescu,
un uh-huh. alt mare specialist asupra literaturii române veche și inclusiv a lui Neagoe Basarab, da. Și-a făcut teza da. De doctorat pe Neagoe Basarab. Și acolo a emis ideea unui, unei comparații cu Il Segredario florentin. Plecând de la ideea că sunt scrise cam în aceeași... Sunt scrise, da. Deci Il Principe 1513 și Neagoe Basarab aproximativ 6 ani mai târziu uh-huh. și-a scris Învățăturile, dar m-am gândit că este oarecum o comparație artificială, pentru că Machiavelli este în Il Principe cel puțin absolut secularizant. Deci nu avem acolo ideea de Dumnezeu sau ideea valorilor creștine implementate în demersul politic. De aceea m-am gândit că, deschizând perspectiva, pot obține o privire mai exactă asupra discursului politic paneuropean de la acea vreme, în contextele pe care le-ați și menționat, în contextul ortodox, în contextul umanist renascentist al lui Machiavelli sau umanist catolic Erasmus și evident uh-huh. cel luteran. Înțeleg. Haideți, până ajungem acolo, fiindcă vreau să vorbim pe îndelete despre această carte a lui Neagoe Basarab, să încercăm să creionăm un pic personajul Neagoe Basarab. El este un personaj când se naște? Suntem final 1482, de secol. Aproximativ, nu se știe sigur, era cam de o vârstă cu Martin Luther. Uh-huh. Și a trăit 39 de ani. 1521 da. A murit. Se incredibil, știți că eu am mă gândesc la chestia asta. Oamenii ăștia remor la 39 de ani. N-a pus 40 de ani, dar lași în urmă ce a putut să lase. Este o viață, mi se pare o biografie care are o densitate istorică extraordinară. Nu? Este deosebit. De aceea Neagoe Basarab este poate unul dintre puținele exemple din șirul de domnitori al țărilor române și da. Din Moldova, unde expresia cu mila lui Dumnezeu și prin voia lui Dumnezeu domnitor chiar este concretizată. Deci se vede că în tot ce a făcut chiar a fost un act cum să zic, privilegiat al istoriei lui Dumnezeu cu oamenii. Spuneți-mi, el este știți că noi avem în cel puțin în gândirea publică în legătură cu istoria asta foarte depărtată a noastră, avem momentul ăsta de tulburare de după Neagul Giuvara, cu Cumanii, cu statul român, nu știu ce. Sigur, e un moment, vorbim despre secole anterioare epocii pe care o discutăm astăzi. Dar lucrurile vin. Și atunci vă întreb un pic despre genealogia lui Neagoe Basarab. El este cert un ceea ce putem numi astăzi un domn român? E din Basarab. Noi știm că asta e o dinastie, nu? Prima dinastie da. Sau dinastia întemeitoare a țării române. Aici, cu întrebarea asta, ne aruncați în cuibul cu viespi al istoriografiei românești, pentru așa. Că dincolo de apartenența lui la dinastia Basarabilor, se pare, și chiar și eu susțin această părere, că el de fapt a fost, cum îl prezintă și izvoarele, fiul de boieri. Deci fiul din neamul Craioveștilor, al lui Pârvu Craiovescu, iar toată această stilizare în apartenență dinastică, el a spus întotdeauna că a fost fiul ilegitim al lui Basarab cel tânăr, uh-huh. se pare că cel puțin așa o susțin eu, pe baza izvoarelor pe care le-am citit, se pare că a fost numai ca să-și sporească legitimitatea la tron. Uh-huh. Pentru că e important să nu uităm, el a venit pe tronul țării românești printr-un act de violență. El sigur. L-a ucis pe înaintașul lui Vlăduș cel tânăr. Evident, cronicarii vechi spun că Pașa de Nicopole l-a decapitat pe Vlăduș cel tânăr, dar pe piatra tombală de la Mănăstirea Dealului a lui Vlăduț scrie că Neagoe Basarab l-a ucis. Da. Uh-huh. Acum, până să ajungem acolo, Neagoe a avut, deci este iată un fiu de boier neaoș, nu al locului. Craiovești ăștia, pentru mine, e
îmi evocă, cel puțin cum erau la vremea respectivă, îmi evocă o familie foarte unită, violentă, doritoare de putere și în același timp, cum să spun, foarte pragmatică. Am percepția corectă? Da, exact. Erau boieri români. Erau boieri neaoși români, vlasteli, cum li se spune în cronică. Normal că erau foarte bine împământeniți în Oltenia, pentru că înainte de unificarea țării românești sub autoritatea lui Basarab, întemeietorul, ei erau, cum să spun, domnii pământului. Acest clan erau purtătorii de autoritate în acele teritorii. Ce interesant la ei este, din ce am citit, este că n-aveau nicio ezitare să facă o alianță cu Pașa. Erau și rude. Pentru a... Erau rude, da? Da, erau înrudiți prin Pașa de Nicopole, nu? Da, se căsătorise cu o femeie din... Deci, una dintre... Că avea mai multe, era din neamul Craiovește. Craiovește, era una din soțiile Pașei. Bun. Deci, n-aveau nicio ezitare să facă un pact cu Pașa pentru a răsturna un domn, să spun, român. Nu, ei au fost foarte multă vreme, au creat probleme din punctul de vedere al autorității centrale a domnitorilor. Ei au fost în așa numită feudă, în război feudal și cu înaintașul lui Vlăduț, cu Mihnea. Sau Mihnea în acest demers de a combate tendințele astea centrifugale ale clanului Craioveștilor, le-a și distrus mănăstirea Bistrița, era mănăstirea lor personală. Deci s-a ajuns până acolo încât chiar simboluri religioase să fie atacate și arse, prădate. Deci contextul politic e violent, să spun, cel din copilăria și tinerețea lui Neagoe Basarab. Dar atunci, bun, ne putem explica astăzi și aparținea acestui clan, ne putem explica în felul acesta că sunt abilitățile lui de militar, de comandant militar și așa, de lider pe care le avea. Bun. Dar de unde partea asta umanistă, de unde tipul ăsta de educație, de unde deschiderea asta extraordinară spre spirita lui Neagoe Basarab? Ca să vă răspund la întrebarea asta, trebuie să ne întoarcem la Mănăstirea Bistrița, Ctitoria Craioveștilor, unde, în urma desființării statului bulgar prin cucerirea otomană de la sfârșitul secolului al XIV-lea, foarte mulți călugări și învățați au emigrat în nordul Dunării, printre altele localizându-se și în Mănăstirea Bistrița. Nu numai că erau învățați. Bistrița de la Vâlcea, ca să nu... Da. Nu doar învățați, dar au adus cu ei și manuscrise foarte multe. De aceea Mănăstirea Bistrița a fost pentru țara românească ceea ce a fost Mănăstirea Neamț pentru Moldova, centru caligrafic și de multiplicare a manuscriselor. În felul acesta a luat naștere o bibliotecă fantastică pentru acea perioadă, bibliotecă în care tânărul Neagoe chiar s-a cultivat. Deci s-au păstrat anumite manuscrise cu notițe de margine făcute din pana lui Neagoe Basarab. Da. Trecând peste aceasta, era și umblat, deci a umblat a fost la Istanbul, a fost și prin sudul Dunării, a fost și în Transilvania, avea relații foarte bune cu orașele săsești, era umblat, era citit, a fost ucenicul patriarhului Nifon. Și asta e interesant. Cum acolo la Bistrița s-a întâlnit? Acolo la Bistrița, când patriarhul Nifon, aflându-se în ceartă cu domnitorul Radu cel Mare, s-a retras pentru o vreme la Bistrița și a făcut un nucleu de ucenici, patriarh Isihast, care a insuflat foarte mult din cultura și trăirea lui, spiritualitatea lui, acestor ucenici, dintre care Neagoe era poate
preferatul. Să precizăm că îi spunem patriarh că a fost patriarhul Constantinopolului. Nu aveam noi patriarh pe vremea asta. Da, a fost patriarhul Constantinopolului în câteva rânduri, chiar, de mai multe ori, și în anul 1502-1503 a venit și mitropolit al Ungrovlahiei, adus de domnitorul Radu cel Mare. Și după aia, săracul a pățit-o. A pățit-o. Cu o poveste formidabilă, o poveste care ne aduce aminte direct de cea a prorocului Ilie sau direct de cea lui Ioan Botezătorul. Nu? Formidabilă poveste. Exact. O intransigență izvorâtă dintr-o trăire creștină, a valorilor creștine autentică. Pentru că, evident, politicianul, domnitorul Radu cel Mare, totdeauna a trebuit să facă și anumite compromisuri, nu putea. Și s-a ajuns la un moment dat la ceartă. La ceartă, da. Bun, să-l lăsăm. Dar acest Nifon îl are ca ucenic pe Neagoe Bazarab, asta știm. Da. Interesant. Bun, deci el se cultivă în felul acesta. Acum, întrebarea mea e așa, următoarea mea întrebare. Am înțeles de unde vine și această dimensiune a lui spirituală, duhovnicească, intelectuală. Dar dacă el stă aproape de cineva precum patriarhul Nifon, l-ați descris foarte bine, de unde are deschiderea asta spre lumea catolică, spre lumea occidentală? Asta prin concursul de împrejurări pe scenă geopolitică paneuropeană. Trebuie să îl punem în contextul acesta european, nu numai la nivel de gândire, dar și la nivel de politică. Uh-huh. Trebuie să ne gândim că Neagoe Bazarab a fost contemporan cu Papa Leo al X-lea, poate ultimul papă organizator al unei cruciade creștine împotriva necredincioșilor, cum spun izvoarele. Și în acest demers foarte intens, de altfel, într-un schimb permanent se afla Neagoe Bazarab, atât cu regii Poloniei și ai Ungariei, dar și cu papa. Evident că el a fost pus în situația la un moment dat de a fi în partea noastră de lume, poate nodul de legătură al tuturor acestor curente organizatoare al proiectului de cruciadă târzie, cum spune literatura de specialitate. În ce sens era el parte a acestui proiect? Că doar n-a trimis soldați, sau a trimis, nu? Sau bani? Ar fi trimis și soldați dacă s-ar fi concretizat proiectul, dar știți cum este situația în secolul 15 după distrugerea ultimilor proiecte de cruciadă la Varna, la Kosovopolie, când turcii au înfrânt decisiv armatele creștine. Toți suveranii creștini erau certați, erau orgolioși, aveau problemele lor. Împăratul Imperiului Roman de națiune germană se lupta cu regele Franței, se luptau și cu venețienii. Și fiind atât de, cum să zic, de în disens, singurii care încercau să-i adune într-un proiect comun, și acesta era proiectul de cruciadă, era pe de-o parte papa de la Roma în numele ideii creștine, da, și Neagoe Bazarab în numele eliberării țărișoarei lui de presiunea otomană. Îmi spuneți ceva foarte important și, ca să zic așa, grozav, și vreau să lămurim un pic. Pentru că, vedeți, noi avem, să spun, naționalistul, sau avem puseul naționalist de a exagera un pic lucrurile. De a spune că aș vrea să sunteți un istoric foarte precis și aș vrea să măsurăm încă o dată aceste cuvinte. De asta îmi spuneți că Neagoe a fost cel care a încercat să coalizeze toate aceste capete, toate aceste puteri europene într-un demers, să spun, de tip cruciadă sau într-un demers anti-otoman, anti-musulman? Da. Avem probe că a încercat asta, că a trimis, da, și a trimis avem, oameni? Avem, da, cel puțin două ambasade trimise, una la la Veneția și una la Roma, sunt certe. Certe, da.
sunt, în schimb, aluzii, atât în corespondența regelui Poloniei, cât și în corespondența regelui Ungariei, despre alte ambasade aflate fie la Buda, fie la Cracovia, pe vremea capitala se afla în altă parte, în Polonia, din care reiese demersul activ al prințului, cum îi spuneau ei, prințului Țării Românești, pentru a coaliza, pentru a coagula aceste eforturi îndreptate împotriva pericolului otoman. El a fost, se afla în război, de exemplu, cu domnitorul Bogdan cel Orb al Moldovei și în numele ideii de cruciadă a ajuns să facă pace cu el și împreună să organizeze aceste ambasade la Roma și la Veneția, pentru că ambasadorii respectivi vorbeau și în numele Moldovei. Și în numele Moldovei. Da. Formidabil. Acum, spuneți-mi un lucru ca să ne lămurim. Cum îi vin lui ideile astea? Adică, deci avem așa, avem un domnitor școlit în cea mai bună tradiție bizantino-ortodoxă. Se presupune că el a moștenit și toată rana și tot orgoliul ruperii bisericilor est și vest, nu? Totuși, el, iată, are această viziune, cum să zic, pancreștină, nu știu cum să-i spun, care îi cuprinde deopotrivă pe ortodoxi și pe catolici, în numele unei idei anti-otomane, el fiind totuși un domnitor într-o țară aflată sub suzeranitate otomană. Da. Ce e încurcătura asta? E un context fantastic, aproape de neelucidat în complexitatea asta a lui. Pentru că Neagoe Basarab nu este singular. Deci sunt predecesori ai săi, de exemplu Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș, care și el era foarte bine ancorat în acest schimb și în această idee de cruciadă cu puterile apusene catolice. La Neagoe Basarab este situația mult mai complexă, aș putea spune, și de aceea face din el un politician mult mai abil, pentru că, într-adevăr, el era vasal al turcilor și nu numai că era vasal, dar era foarte antipatizat de sultanul turcilor. Pentru că, și acum intrăm un pic în istoria otomană, pentru că Selim I a venit la tron, pe tronul în altei porți, în urma unui puci, ca să spun așa, s-a răsculat împotriva tatălui său, a adunat ajutoare armate de la tătari și din țara românească a lui Vlăduț. Deci Vlăduț cel tânăr, cel ucis de Neagoe Basarab, a fost aliatul lui Selim în războiul acestuia contra tatălui său, sultanul Bayezid al II-lea. Am înțeles. Selim a fost înfrânt la început, după aia, prin alte împrejurări, a reușit să devină sultan și între timp Vlăduț, aliatul și prietenul lui din țara românească, fusese îndepărtat și acum se afla Neagoe Basarab, dușmanul. Înțeles. Deci sultanul îl antipatiza profund, dar ca orice politician a acceptat oferta lui Neagoe Basarab de a spori tributul Țării Românești și în felul acesta de a avea pace în nord, pentru ca el să se poată dedica războiul împotriva statului Safavid din Asia sau împotriva statului Mameluc din nordul Egiptului. Asta au fost. Înțeleg. E foarte interesant pentru că bun, asta am spus deja, Neagoe Basarab a venit la tron în urma unui război sângeros care s-a terminat cu decapitarea predecesorului său. Grigore Tocilescu are o remarcă formidabilă și adevărată, în care spune, acest om care a venit la tron cu un război sângeros a asigurat 9 ani și jumătate toată domnia lui de pace. El n-a avut niciun război. Așa este. Asta este formidabil. Este. Consider, cum să spun, într-adevăr, o artă a domniei, ars regnandi, cum ar spune
romanii, desăvârșită. În contextul în care domnitorii, deci după Mircea cel Bătrân, dacă socotim câți domnitori au fost, media de domnie a unui domnitor al țării românești este cam de vreo 2-3 ani. Gândiți-vă. Și el reușește 9 ani de pace, aproape 10 ani de pace, 10 ani de înaltă activitate politică cu puterile europene, fiind vasal al otomanilor, n-au reușit să-l îndepărteze. Avem, de exemplu, ca să vă imaginați că totuși avea și o forță militară considerabilă, are o scrisoare pentru sfatul brașovenilor, pentru sfatul săsesc al orașului Brașov, în care promitea că în cazul în care regele Ungariei în sfârșit se va hotărâ să adune puterile creștine și să mărșăluiască înspre sud, el este capabil să-i pună la dispoziție 40.000 de soldați, ceea ce este foarte mult. Și nu este exagerat. Avem numeroase exemple și de pe vremea lui Ștefan cel Mare și de pe vremea lui Vlad Țepeș, că undeva în jurul cifrei de 35-45 de mii de soldați puteau fi strânși în țările române. Acum, de unde e posibil ca această, cum să spun, această determinare anti-otomană a lui să fi venit ca urmare a educației primite de la Nifon? Este greu de spus. Pentru că trebuie spus, Nifon a ajuns în țările române după ce a fost expulzat de sultan. Exact. Deci el a avut Nifon. Da. Părintele lui spiritual a fost, dacă îmi permiteți un termen idiomatic, în clinciuri cu sultanul Bayezid. Da. A fost îndepărtat de pe tronul patriarhal de mai multe ori. În momentul în care el a fost adus de Radu cel Mare în țara românească, era chiar exilat în Adrianopol. Îmi imaginez, evident, nostalgia Constantinopolului creștin al bazileilor a rămas, mai ales în mentalitatea bisericii, a rămas adânc ancorată și ideea de reconchistă, cred că n-a murit niciodată. Așa e. Dar este greu de afirmat pozitiv că așa a fost. Acum, avem odată dimensiunea asta lui militară, avem dimensiunea asta lui... dar înainte de asta, revenind la ceea ce ați vorbit despre Brașov, aș vrea să punem un pic în context. Pentru că tot din acea epocă datează ceea ce toată lumea știe de la școală în România, primul document scris în limba română, scrisoarea lui Neacșu. Și îl pomenește acolo pe Neagoe. Da. Pentru că dă de știre că Neagoe s-ar putea să se teamă că se aude că la sud de Dunăre strânge oaste Pașa și vrea să... Da. Neagoe Basarab se află exact într-un moment foarte delicat. Am mai spus-o și o repet. Pe de o parte, statul otoman câștigă din ce în ce mai multă putere. Selim I este un sultan foarte activ, care extinde granițele Imperiului în sud, după cum am spus. Deci el a cucerit statul mamelucilor. Și în același timp nu a abandonat niciodată ideea de a se extinde în Europa. Deci visul sultanilor de a cuceri Roma n-a murit niciodată. Și să nu uităm că după Selim a venit Soliman Magnificul, care chiar a fost biciul lui Dumnezeu pe pământ față de creștini. Primele semne, ca să le spun așa, ale ofensive otomane care a avut loc sub Soliman Magnificul, care a cucerit Belgradul chiar la puțină vreme după moartea lui Neagoe Basarab, au început deja în 1500, să se arate în 1516-17, deja începuseră să coaguleze forțe
în sudul Dunării, ceea ce îl determină pe Neagoe Basarab să trimită și să își intensifice eforturile de a organiza cruciada, în sfârșit, spunând, afirmând la orice pas, uitați, oameni buni, ei se pregătesc deja. A murit pe tron în 1521, știm de ce a murit? Se speculează că de tuberculoză, care era boala, o boală letală la vremea aceea. 39 de ani. Dar veneau vremuri complicate, nu? Deja, foarte complicate. Deja... A căzut Belgradul, poarta spre Europa Centrală. Practic. La puțină vreme, dacă îmi permite să vă întrerup, la puțină vreme după aceea s-a arătat importanța strategică a Belgradului prin faptul că la puțină vreme a căzut, deci a fost bătălia de la Mohaci la 5 ani. Și la puțină vreme după aceea Ungaria a devenit pașalut. Spuneți-mi, în contextul ăsta tulbure, în care el încerca să se extindă, iată, către creștinii din Occident, avea toate aceste probleme pe care le-am descris. Totuși are această, cum să spun, generozitate, această dărnicie de ctitor. Are o conștiință extraordinară de ctitor. Și aș vrea să vorbim în principal despre două mari gesturi de ctitor al lui. Primul către Curtea de Argeș și apoi despre ce a făcut la Athos. Spuneți-mi despre Curtea de Argeș. Noi avem legenda meșterului Manole, formidabilă, altfel, care spune lucruri de o profunzime extraordinară. După părerea mea, asta este legenda fundamentală despre, să spun, destinul românesc și sufletul românesc mai degrabă decât Miorița. Cum putem lega ce ne spune legenda cu ce s-a întâmplat sau ce știm că s-a întâmplat cu această ctitorie la Curtea de Argeș? Nu sunt un specialist în folcloristică, dar punctele de întrepătrundere din punct de vedere istoric sunt puține. Puține. Legenda meșterului Manole vorbește despre Negru Vodă, descălecătorul țării românești. Nici numele de Manole, ca fiind constructorul acestei biserici, nu este păstrat în izvoarele din vremea domniei lui Neagoe Basarab. Deci este foarte multă stilizare folclorică. Dar ce ne interesează pe noi și ce dă valoare culturală domniei lui Neagoe Basarab, care a fost înscrisă de Edgar Papu în așa numitul baroc românesc, este această bijuterie arhitectonică pe care o arătați aici. După mine, care am văzut multe biserici, atât în ale altor confesiuni creștine, cât și biserici ortodoxe, este cea mai frumoasă. Este cea mai frumoasă, chiar cum a spus și Paul de Alep, cărătorul sirian, când a văzut-o. Asta datorită eclecticismului ei, arhitectonic, pozitiv, care îmbină elemente armenești, îmbină elemente bizantine, îmbină elemente balcanice. Și uitați ce o siluetă formidabilă. Bijuterie. Spuneți-mi, în ce măsură ea reflectă o opțiune, sau știm că ea reflectă și o opțiune de natură estetică, de rafinament a domnitorului însuși, sau mai degrabă a, să spun, arhitectului, a constructorului? Care e raportul între comanditar și constructor la vremea respectivă? Având în vedere și alte exemple din vremea lui Neagoe Basarab, pe care o să le menționez, eu tind să cred că domnitorul a avut un cuvânt greu de spus și a fost foarte atent observator al procesului de edificare al bisericii. Avea gust. Asta o știm din mai multe scrisori adresate unor meșteri sibieni, sași, de care s-a plâns, le comandase niște potire de argint și s-a plâns. Ce mi-ați făcut aici? Ați făcut treabă ieftină, urâtă.
Le-a trimis înapoi, a zis, da, vreau banii înapoi sau le refaceți. Da. Deci era exigent. Era exigent și avea gust. Estetic, da. Și el toată această mentalitate, toată această idee de actitorii pe care un domnitor de anvergura lui o are, vine din ce, credeți? Dintr-un raport în care vrea să se așeze cu Dumnezeu sau dintr-o dorință de a îmbogăți, să spun, patrimoniul propriului său regat, al propriului său domeniu? Acestea sunt două domenii care pot fi cu greu despărțite în societatea și cultura țării românești din perioada despre care vorbim. Sunt două domenii care se întrepătrund. Da. Pe de o parte este dragostea și credința lui incontestabilă față de Dumnezeu și dorința de a oferi lui Dumnezeu slavă și în acest fel văzut. Pe de altă parte este evident și dorința de prestigiu cultural și de, cum să spun, pionier al ortodoxiei, de a fi undeva acolo sus. Avea acest, avea, nu vreau să-i spun orgoliu, dar această conștiință a... Da, el este numit de autorii greci contemporani cu el, este numit chiar dumnezeiescul Neagoe. Ceea ce, Theios, ceea ce este apanajul, de fapt, al bazileilor bizantini. Trebuie să ne gândim că la vremea aceea Rusia ortodoxă încă nu se născuse. Rusia ortodoxă, campion al ortodoxiei, care a apărat toate culturile ortodoxe de-abia după domnia lui Ivan al IV-lea. Ivan al IV-lea, da, sigur. Ivan cel Groaznic. Da. Despre care se spune că, în fine, o să ajungem și la momentul ăsta cu învățăturile Neagoe. Bun, deci el clădește ceva de genul ăsta. Mai avem ctitorii în Muntenia? Asta este clar cea mai da, importantă. Da, mai avem peste tot. Gavril Protul le enumără pe toate. Mai avem și la Târgoviște, mai avem mai multe și prin Oltenia, mai avem sub domnia lui, trebuie să ne gândim că el era de-a locului. Dar el a rămas într-un fel sau altul, acum vă întreb ca politică internă în raport cu boierii, el a rămas un fel de protector al craioveștilor sau neamul craioveștilor însuși a început să se... Nu, ei au rămas uniți, trebuie să ne gândim că după ce a murit Neagoe Basarab, tânăr fiind, fiul lui Teodosie, fiind încă minor, o scurtă perioadă de vreme, regența țării românești a fost asigurată de un unchi al lui, lui Teodosie. Deci au rămas împreună, această idee de clan a rămas. Dar a fost curând îndepărtat de pe tron și a murit tânăr Teodosie la Istanbul. Bun. Athos. Putem bănui că avea această cum să spun, slăbiciune duhovnicească, să zic așa, spre Athos de la Nifon, care a murit pe muntele Athos. Orice român merge acolo, și acum o grămadă de români fac pelerinaje la Athos, ceea ce e foarte bine, că merg la Dionisiu, că merg la Vatoped, că merg la... Găsesc locuri, lucruri, uite, turnul ăsta l-a făcut Neagoe Basarab, uite, poarta asta a făcut-o Neagoe Basarab, uite, asta e de Neagoe Basarab. O generozitate extraordinară față de Athos. Vorbiți-mi un pic despre asta. Neagoe Basarab a fost, poate, Radu cel Mare și Neagoe Basarab au fost, poate, cei mai generoși domnitori cu muntele Athos de când s-a înființat țara românească în secolul al XIV-lea. Nici nu știu unde m-aș putea opri din enumerarea tuturor daniilor și tuturor ctitoriilor pe care le-au făcut. Interesant este că nu numai Athosul, dar toată ortodoxia din țara românească prin Balcani, Athos, Meteorele, Constantinopolul, Ierusalimul și până la muntele Sinai poartă urmele activității ctitoricești a lui Neagoe Basarab. Extraordinar.
nu a donat numai bunuri, icoane sau epitrahile sau vase de cult, a donat foarte mulți bani, a construit foarte mult și nu numai clădiri religioase, ci chiar și militare. De exemplu, Gavril Protul spune că el construiește un port și un arsenal pentru Muntele Athos. Nu spune de ce, dar bănuiesc ca să se apere de pirații. Știm care... Că de unde anume pe insula asta? El spune, dar nu mai știu eu acum. Exact. Această deschidere către Muntele Athos și acest tip de spiritualitate pe care Neagoe Basarab îl reprezintă, este, dacă privim sigur la domnitorii de dinaintea lui, putem să socotim că trecem, să spun, la un alt nivel cu ceea ce face el și ceea ce înseamnă el, sau vine într-un fel de continuitate firească, mai toți domnii români de dinaintea lui au avut acest tip de deschidere către Athos? Era deja o tradiție, să spun? Era o tradiție, dar destul de anemică. Uh-huh. Trebuie să o spunem. Deci, ultimul a fost care a avut o activitate de susținere a mănăstirii Cutlumusiu, Cutlumuș, da, pe Athos, a fost Vladislav Vlaicu și, uh-huh, după el Mircea cel Bătrân, oarecum, puțin, uh-huh, și ceilalți domnitori au avut danii, dar reduse. Și deodată apare Radu cel Mare și după el Neagoe Basarab, care au o creștere exponențială, că tot este cuvântul la ordinea de zi, a activităților ctitoriale și de danie, uh-huh, privitoare, uh-huh, adresate Muntelui Athos. Înțeleg. Hai să vorbim pe finalul emisiunii noastre despre această lucrare, despre învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Când le-a scris? E cert că îi aparțin lui Neagoe Basarab. Asta... Știu că au fost la un moment dat controverse, dar înțeleg că e... Eu sunt convins că sunt scrise de el. Uh-huh. Există o controversă care încă nu e aplanată, că nu ar fi fost scrise de el. Pentru că, deci argumentele care vorbesc împotriva faptului că el este autorul învățăturilor, ar fi că un domnitor nu ar fi putut fi atât de cultivat în teologie și în scrierile Sfinților Părinți pentru a produce o astfel de... Ceea ce știm că în cazul lui putea. Eu consider că nu sunt dubii. Uh-huh. Cei mai mulți critici afirmă că învățăturile ar fi fost scrise de un grec, de marele retor al Marii Biserici din Constantinopol, Constantinopol Manuel de Corint. Iar Neagoe Basarab ar fi fost cel care ar fi dat, cum să spun, în lucrare învățăturile. Dar consider că am acolo în carte un capitol extins în care dovedește asta. Când sunt scrise? 1519-1520. Deci cam cu un an înainte să moară. Da, s-a dovedit că ele sunt... constau într-o adunare de texte pe care Neagoe Basarab... Haideți să vedem întâi de limbă, după mesaj. Da. Sunt în slavonă. Sunt în slavonă, deci indubitabil. Au fost opinii, în special ale cărturarilor greci, care au încercat să argumenteze că nu au originalul ar fi grec, dar nu este. Au fost infirmați. Eu am această problemă. Dacă 1521 scrisoarea lui Neacșu, asta înseamnă că se scrie deja într-o limbă română, să spunem, ok, cu tot ce înseamnă asta. De ce oare el, cu toată această conștiință a lui, scrie în slavonă? Pentru că era limba literelor și limba cancelarie. Era, uh-huh, limba oficială nu numai a țării românești, uh-huh, dar a întregului al întregii ortodoxii. Înțeleg. Slave. Acum, spuneți-mi ce conține cartea asta. E în termen de azi, dacă ar veni cineva cu cartea asta,
ar fi linșat în piața publică academică că e un plagiator, nu? Ce să spun? Ce conține cartea? Conține multe. Conține, în primul rând, prima parte este... Are două părți, ca da. Să o luăm da. Un pic tehnic. Prima parte este un tratat de teologie politică, de teologie isihastă, aluminii, împletită. Asta e de fascinația deosebită, pentru că împletește misticismul cu justificarea demersului politic. Uh-huh. Asta e prima parte. Și partea a doua devine mai concret. Are capitole despre milostenie, are capitole despre arta războiului, are capitole despre... Are chiar și o orație, ca să-i spun așa, un fel de necrolog la moartea mamei sale, Neaga. Deci o parte mai concretă. Și toată cartea este presărată cu citate din Sfinții Părinți de limbă greacă, din autori bizantini, din Vechiul Testament. Și Sfânta Scriptură, Sfânta evident. Scriptură. Vechiul Testament, Noul Testament. Acești autori îi citează uneori doar pe cei mai autoritativi, cum ar fi Sfântul Ioan Gură de Aur, care este unul din favoriții săi, când sunt însă autori, de exemplu, Agapetos, care are și el un tratat politic pentru Justinian, când preia din acești autori, nu-i mai citează. Deci, după standardele academice de astăzi, aveți perfectă dreptate. Da. Ar fi un plagiator. Dar e de spus, că vreau să spunem asta, la vremea respectivă, ăsta era modul prin care îți arătai acordul, să spun, cu un alt autor. Pur și simplu îi luai, ăla a spus așa, e bine, sunt de acord, și o puneai în lucrarea ta. Pentru că era vorba de un vehicul exact. De transmis cunoaștere și înțelepciune. Nu era... Da. O idee de asta. Uite ce spun eu și uite ce spune ăla. Da. Eu transmit mai departe fiului meu, în cazul ăsta, exact. Această cunoaștere. Cuvântul cheie este al transmiterii, al tradiției, al da. Sfintei tradiții. Da. Deci, la vremea respectivă, inovația, novitatea erau păcate. Originalitatea de a spune ceva nou pe care nimeni nu-l mai spusese era luciferic. Da, era da, demonic. E important, deci da, da. Trebuia să te înscrii într-o întreagă tradiție de trăire, că asta sunt scrierile Sfinților uh-huh, Părinți, uh-huh. de trăire creștină și uh-huh. ortodoxă. Rafinamentul teologic consta în a produce o teologie relevantă pentru perioada în care trăia respectivul, în cazul nostru Neagoe Basarab, fără a contrazice și fără a te pune contra tradiției Înțeleg. Teologice emise încă din secolul, să zicem, 4 da, da, sau da, chiar da, mai devreme. Înțeleg. Și această carte, de ce o socotim atât de importantă? Pentru că e una dintre puținele care ne-a venit de atunci sau pentru că chiar are o încărcătură? Pentru că e singura. E singura. Ori... voiam să zic Orientul creștin, lumea ortodoxă, nu a mai produs o astfel de carte de la... Deci, după Teofilact al Ohridei, care și el are un tratat, o oglindă a principiilor, cum asta se numește, în secolul XI, lumea ortodoxă nu a mai produs un tratat de teologie politică de anvergura și de profunzimea învățăturilor. Uh-huh. Faptul că ele au fost atât de... au avut un impact atât de puternic în lumea literelor ortodoxe se arată prin faptul că au fost traduse la scurtă vreme după moartea lui în grecește da. Și prin faptul că au fost plagiate uh-huh. învățăturile. Alții... Au fost preluate de alții, da. Adică chiar a plagiate. Intrat în tradiție. Chiar plagiate. Chiar plagiate, o să vă explic. Da. Chiar plagiate. Asta dovedește că alții au vrut să se împopoțoneze, să se împodobească cu roadele cărturărești cuprinse în învățături. Da, lămuriți-mi asta. Acum e că plagiat. Că tocmai mi-a spus că era firesc să preiei din ce a spus altul, fără neapărat să atribui, ca să fii partea unei tradiții. De ce în cazul lui ar fi plagiat? În cazul pe care o să vi-l zugrăvesc este hoție. Vă rog. Ivan al IV-lea. Ivan cel Groaznic. Ivan cel Groaznic, respectiv tată său, marele principe al Moscovei, Vasile al III-lea, da.
în demersul lor de a edifica în Marele Ducat al Moscovei un țarat, deci un imperiu, da. Printre altele, aveau nevoie de o legitimitate oferită de calitatea de suveran a tot ortodox, uh-huh. cum se spunea. Și cum să-și demonstreze ortodoxia, da. Decât prin a trimite patriarhului de Constantinopol, de la care venea recunoașterea ortodoxiei, calității ortodoxe, da. Ai trimite un tratat scris de tânărul Ivan cel Groaznic de teologie ortodoxă. Iar el nu a scris niciun tratat de teologie nu ortodoxă. A luat învățăturile și le-a transmis ca și cum sunt. Da. Manuscrisul acestui plagiat a fost descoperit în Biblioteca Valiceliana în Roma. Da. Pur și simplu a luat învățăturile și peste tot unde scria Neagoe a tăiat și a pus uh-huh. Vasile al III-lea, uh-huh. învățături pentru Teodosie, unde scria Teodosie a tăiat și a pus Ivan. Uh-huh. Și l-a trimis la Constantinopol. Deci asta nu mai e un plagiat, da, evident, este evident. Chiar evident. Hoție. Evident. Chestia că plagiatorul a fost un pic cam lipsit de zel, pentru că a uitat ca în textul învățăturilor să șteargă numele de Neaga, care era mama lui Neagoe Basarab. Bucata de orație de la acolo. Da. Da, sau numele fiilor și fiicelor lui Neagoe Basarab sunt prezente în continuare și în textul plagiat. Deci, cum vă spun, el a făcut numai în capitole a tăiat, pentru că la vremea aia, ca și astăzi, lumea mai mult frunzărea, se uita pe capitole, se uita și nu citea textul. Da. Ca și astăzi, da. Într-adevăr. Dar spuneți-mi că acum vreau să-mi spuneți asta. Am explorat un pic. Teodosie va să zic că n-a apucat. Nu, câteva luni. Dar domnii care au urmat au cunoscut această lucrare, pentru că în fond repetitul li se adresează și lor. Este pentru fiul meu Teodosie și pentru toți domnii uh-huh. care vor veni. Da. Când, sau știm dacă domnii care au urmat au cunoscut această lucrare? Nu o să vă întreb dacă au respectat-o sau nu, că asta știm din istorie, dar au cunoscut-o? A fost în tradiția domnilor munteni asta un fel de manual, un fel de, cum să spun, de purtător de învățătură domnească? Este greu de spus. Știm numai că a fost tradusă din slavonă în românește, în româna veche, la jumătatea secolului al XVII-lea, când începe renașterea asta a literelor românești în limba română. Se speculează, sunt chiar șanse foarte ridicate ca traducătorul să fie Udriște Năsturel. Uh-huh. Dar ca să spunem că până în perioada asta învățăturile ar fi folosit ca manual de domnie, ca să spun așa, pentru ceilalți, e greu de spus. Faptul că a fost tradusă denotă că era prezentă, era cunoscută, dar poate denotă și faptul că deja ei nu prea mai citeau slavonă. Înțeleg. Dar totuși indică utilitatea ei. Da. Domnule Mihai Grigore, misiunea noastră a ajuns la sfârșit. Vă mulțumesc mult, cred că a fost un excurs fascinant în istoria și despre personalitatea extraordinară lui Neagoe Basarab. Vă mulțumesc mult pentru prezența la Europa Cristiană. Și eu vă mulțumesc și mi-a făcut plăcere să vorbesc în acest an jubiliar, sunt 500 de ani de la moartea lui, despre unul dintre cei mai importanți lideri ortodoxi, de fapt. Când a fost el canonizat? În 2008 a fost canonizat. Sfânt român. Vă mulțumesc mult, domnule Grigore. Doamnelor și domnilor, aici se oprește această ediție Europa Cristiană. Vă aștept săptămâna viitoare la o nouă întâlnire. Până atunci, repet îndemnul meu, ca de obicei, citiți și rugați-vă. O seară bună!